Atunci când ne expunem prea mult timp la soare și nu consumăm suficientă apă, riscăm să căpătăm insolație, una dintre cele mai serioase afecțiuni provocate de căldură. În cazuri foarte grave, aceasta poate duce chiar la deces. Cum să prevenim supraîncălzirea corpului, care sunt simptomele, dar și cum să acordăm primul ajutor medical în asemenea cazuri, ne spune medicul de urgență Valeria Pușcașu. Doamna Pușcașu, bun găsit! Mulțumesc din primire! Haideți să începem cu faptul ce înseamnă de fapt insolația. Insolație ar însemna o creștere excesivă a temperaturii corporale în urma expunerii de durată, 4-6 ore, sub razele directe de calorice solare, mai ales când efectuăm un efort fizic la temperaturi 34+, cu umiditate înaltă și o vreme liniștită. Deci aceștia sunt factorii care nu ne permit să cedăm căldura care noi o emanăm. De fapt, ce înseamnă insolație? Este deshidratarea organismului sau deshidratarea este unul dintre simptome doar? Este unul dintre simptomele de deshidratare, deoarece avem un regim special de activitate când avem temperaturi caniculare de vară. Ce alte simptome mai apar în urma insolației? Dacă vorbim despre o expunere atât de lungă la soare, 4-6 ore, e grav? În dependență de vârstă și de starea sănătății. Deci, semnele clinice pot să apară câteodată mult mai drastice la un timp mai scurt, alții sunt mai rezistenți, care pot să apară la sfârșitul zilei sau chiar a doua zi să simte rău. Primele semne ar fi o oboseală, sete exagerată, cu transpirație abundente, dureri de cap, amețeli până la vomă, vertijuri, grețuri, halucinații vizuale, deci văd numai circulețe roze sau galbene în fața ochilor, tahicardie și tahipnie. Tahipnie, deci o sufocare, o nădușală, oboseală. Crampe musculare sau cârcei, care pot fi, apar la grupa de mușchi care sunt mai mult solicitate. Deci, care stau în picioare și aleargă sau sapă, o să fie la picioare, care duc ceva greutăți, o să fie la membrele superioare, crampe musculare. Dacă nu se primește sau nu se acordă sau nu întrerup expunerea la această insolație, noi putem să avem pierdere cunoștință, convulsii și chiar stop cardiac și respirator. Sunt o grupă de persoane, să zic așa, care sunt expuși cu risc înalt. Luăm contingentul pediatric, este aparte și mămicile ar fi bine să țină minte că după ora 11 plimbările la chiar în parc, în umbră, sunt interzise până la ora 6 pentru copii mici. Grupele de persoane de vârstă înaltă sau vârsta 3, cum spunem noi, care eu și așa au o patologie cardiacă, diabet zaharat, obezitate, patologie vaselor și o mulțime mai răticare, de ce perioada de acomodare la temperaturi înalte este mult mai scăzută și de ce mai repede poate să releveze tabloul clinic expus mai sus. Avem activități fizice la aer liber de durată, drumarii noștri, care deseori îi văd, care nu sunt echipați corespunzător temperaturilor. Sunt sportivi, sunt oameni incluși în lucrările agricole. Deci este un ordin special cu protecția muncii, unde se verifică graficul de lucru, evitând orele caniculare înalte. Ar trebui adaptate. Da. După ora 11, în razele solare, în afară de cele infraroșii, noi avem undele calorice, care ele și ne încălzesc, dar nu ne fac bronz. Ele sunt periculoase și ar trebui desistat activitățile de la ora 11 până la 4 și de făcut un grafic deosebit. În afară de asta, ar trebui să fie această grupă de persoane echipate special cu vestimentații din stofă naturală, de dorit de culoare deschisă, care să nu fie ajustate, asigurați cu apă potabilă, depurtat pălării de soare, cu borurile largi care să ne acopere și fața, gâtul, până și umerii și de evitat băuturile alcoolice, mai ales băuturile alcoolice tari, abuzul de cafea.
Asta vreau să vă întreb, pentru că ați spus despre agricultură și mi-amintesc eu că la țară, în momentul în care se ieșea în câmp, la prânz, ce? Se făcea să bea un pahar de vin ca să se întărească. Ceea ce înțeleg că este categoric contraindicat. Ar fi binevenit un pahar de vin ca să se întărească atunci când el este ca o sursă de energie și dacă el a lucrat 4 ore intens și dacă vinul este al fir dizolvat în jumătate cu apă, este benefic. Că avem și recorire și reîntoarcerea forței și energiei. Dar așa riscăm să facem mai rău. Dar în genere nu, pentru că la călduri înalte noi și așa ne se ridică frecvența cardiacă, avem pierdere de lichid care ne fac sângele mult mai viscos, se trombează și deci funcția cordului se îngreuiază de câteva ori. Doamna plus Pușcăș, pierdere de lichide excesive prin transpirație, în primul rând prin piele. Doamna Pușcașu, care sunt primul ajutor care trebuie acordat în așa caz? Bine, cuiva sau tu singur ție? Da, bineînțeles că primul ajutor este salvatorul, singur se salvează pe el, cel care suferă, suferindu-l. În primul rând, la unele discomodități care le simte, amețeli, dureri de cap, este bine să treacă la un teritoriu umbrit. În dependență de posibilitate și unde se află accidentatul, aș spune așa, dacă ne aflăm în câmp și nu avem nicio umbră, trebuie să o improvizăm dintr-o haină, dintr-o prosop, dintr-o basma. Dacă avem, ar fi ideal o cameră mult mai recorită decât afară, bine aerisită. De dezgolit, ce este posibil de dezgolit, bumbul de primul sub galstuc, cravatele, cordoanele de scos, de făcut bine băiți parțiale, dacă nu avem posibilitate să facem băiță totală. La în cazul în care picioarele. Facem duș, îl facem la ce temperatură? Facem un duș rece, iarăși nu. Un șoc termic? Noi facem temperatura cu 1-2 grade mai jos decât temperatura noastră corporală. Deci să fie 34-35 de grade. Dar dacă avem temperatura 40, chiar 38 de grade. În considerentele că la o temperatură mult mai joasă decât temperatura corporală, putem avea stop respirator, reflector, datorită spasmului periferic care nu o facem. Și atunci o să fie iarăși dintr-o parte în alta. E nevoie să luăm careva medicamente sau e suficient doar să ne hidratăm? Medicamente, chiar dacă avem temperatură riscantă, nu sunt indicate, este rehidratarea. Trebuie să fie și efectuată așa cu reguli, cu înghițituri mici, porțiuni nu prea mari, dar frecvente, cu temperatura camerei, adică nu prea reci. Bineînțeles, gazoatele nu sunt recomandate, este bine apa potabilă, poate ceva ceaiuri răcoritoare. Alimentația trebuie să fie cât mai puțin, cu mai puțin energizantă. Deci ne bazăm pe fructe, pe legume, în primul rând, în porții mici, poate mai frecvente. Cam cât timp trebuie să ținem, de exemplu, dacă am reușit să mergem la umbră, câte zile trebuie să avem grijă cumva de această hidratare, de regimul ăsta doar cu legume? Sau asta e doar în prima zi? Depinde de starea pacientului. Dacă mai are ceva probleme, înseamnă că poate chiar a doua zi să facă o vizită la medicul de familie. Dacă el și-a revenit bine într-o oră, două, înseamnă că este bine, mersi, dar regimul hidric trebuie să păstrat în orice condiții, în fiecare zi. Poate dacă a fost ceva mai grav, a avut amețeli până la vomă, poate o zi, două să fie în regim de casă, adică în condiții de casă, unde este posibil de a efectua băițe parțiale sau totale, cu regim alimentar, cu regim hidric și efort fizic minim. Stăm la umbră și bem mai multă apă. Asta e soluția de bază în sezonul cald. În sezonul cald, dar când avem temperaturi caniculare, nici la umbră nu ne salvează. Că noi suntem totuși sub razele solare, infraroșii, dar în casă este cel mai bine. În casă este cel mai bine. Dacă îmi permiteți un aport la mămicile tinere. Nu ieșiți cu copiii mici după ora 11 la plimbare, chiar dacă suntem în parcuri umbrite. Este o acțiune solară direct și prin umbră. Noi vă mulțumim foarte mult pentru sfaturi prețioase, doamna Pușcașu. Important este acum să ținem cont de ele și nu uitați, stăm în casă între orele 11 și 18, atenție maximă, nu la ora 3 ieșim deja afară și în special atenție mămicilor cu copii. Noi vă mulțumim foarte mult pentru sfaturi. Și eu vă mulțumesc.